Peste 3100 de burse vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Roman pentru semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021 și pentru semestrul întâi al anului școlar 2021-2022. De aceste burse vor beneficia elevi din 13 unități de învățământ, dintre care 8 sunt licee și 5 sunt școli gimnaziale. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de Consiliu Local, care a avut loc marți 8 iunie la primăria municipiului Roman. Primul proiect pe ordinea de zi, privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Roman pentru semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021 și semestrul 1 al anului școlar 2021-2022. Avizul Comisiei pentru Buget și Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Nu particip la vot. Doamna Băiuș nu participă la vot? Nu mai am la vot. Nici doamna Iuș nu participă la vot. Sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Am validat astăzi iată plata celor 3107 burse pentru elevii din municipiul Roman, unde și noi, Consiliul Local, am contribuit cu suma de 400.000 de lei și cred că cel mai scurt timp plățile vor putea începe și astfel să reușim să numărăm pe cei care merită și pe cei care au nevoie de aceste burse. Bursele vor fi împărțite în 4 categorii, dintre care vor fi 20 de burse de performanță, 2618 burse de merit, 263 de burse de studiu și 206 de ajutor social.